Bine te-am găsit, draga mea urmăritoare. Iată, îți prezint model de unghii de Crăciun și încep prin a-ți prezenta pensula limbă de pisică numărul 8 de la Hollywood Perfect Nails, care am achiziționat-o de pe site-ul Nail Cosmetics. Pensula este limbă de pisică, este una foarte subțirică care mă ajută să pot aplica cât mai subțire și cât mai sub eponichium culoarea. Așadar, aplic o nuanță de gel gri, iar tu te afli în etapa în care ai terminat de finisat apexul, ți-ai dat formă unghiuței, lungime și pilește aici toate denivelările, iar apoi aplici nuanța care și-o dorește clienta ta și încerc să nu am nicio denivelare, nicio striație la acest gel color, care se întinde destul de frumos și chiar nu mi se lasă mai gros la vârf. Gelul este numărul 20 Light Grey Super Pigment Color Gel de la Hollywood Perfect Nails de pe site-ul Nail Cosmetics, unde dacă în secțiunea comentarii scrii codul Ionela, iar după ce ai finalizat comanda, faci o captură de ecran în care să se vadă datele tale personale însemnând numele și totalul comenzii, care să-mi o trimiți apoi mie pe Messenger, iar după aceea vei primi un produs cadou surpriză în coletul tău. Așadar, Hollywood Perfect Nails Light Green, Grey, pardon, numărul 20. Un gri deschis, după cum vezi în imagine. Aplic al doilea strat de gel, după ce pe primul l-am uscat la lampă. Îl aplic din nou cu atenție pe tot tipsul ca să se autoniveleze frumos, să nu aibă denivelări, să nu aibă, știu eu ce, striații sau scame și așa mai departe, să fie cât mai perfect, pentru că, draga mea urmăritoare, îți voi prezenta un model de unghii de Crăciun splendid, splendid. Așadar, acest gri este perfect pentru ceea ce îmi doream eu. Usuc la lampă, după care în acest tutorial voi folosi Super Paint Gel numărul 23 Red Art, tot de la Hollywood Perfect Nails, de pe site-ul Nail Cosmetics. Este un gel de pictură, este destul de pigmentat, aș putea să spun, și are o viscozitate scăzută. Asta înseamnă că nu curge și rămâne acolo unde l-ai pus, să zicem așa. Iată cum arată pe pe. Este superb acest gel, arată foarte ok pe pensulă, pensula fiind una Hollywood Perfect Nails, este o pensulă nail art, este cu firul mediu, ei având pe site-ul Nail Cosmetics 3 tipuri de pensule nail art. Folosesc și gelul 19 Just Black, tot de la Hollywood Perfect Nails, cu care urmează să fac un contur pentru pictura ce urmează să-ți arăt. Așadar, consistența gelului este una normală, una de gel color. Pigmentația este una naturală, aș putea să spun. Îmi place foarte mult și acest gel. Urmează să pictez conturul de modelului care vreau să ți-l arăt în acest tutorial de unghii tehnice. Iată ce subțirică este pensula. Și încep să-mi schițez conturul din cauza că modelul care eu vreau să-l reproduc îl aveam tocmai pe telefonul cu care eu filmam. Am încercat să reproduc modelul din imaginația mea, nu a ieșit exact ca și în poza care vreau să reproduc, însă îmi place foarte mult și mă încântă deoarece este creația mea proprie, aș putea să spun acum, nu mă arată ca și cel de pe care, de unde vreau să copiez. După ce mi-am făcut acest contur, usuc la lampă, după care voi reveni cu alte detalii care mă interesează. Fac și aceste dungulițe, liniuțe, despre astea vorbesc, astea doream să fie puțin altfel, dar nu au ieșit exact așa cum trebuia din model, însă arată foarte ok și așa sunt by me. Bye, Ionela.
Arată ca un croissant, acum îmi dau seama. Îmi place croissantul meu. Bun, și folosesc acel gel roșu cu care îmi umplu unele zone de pe acest model. Acest model urmând să fie un glob de pom, un glob de brad pentru Crăciun, un model de unghii de Crăciun, așadar îmi umplu aceste zone cu gelul roșu care, fiind paint, nu curge, rămâne exact acolo unde îl așez, nu se dispersează, având un strat de dispersie sub, deci rămâne exact acolo unde îmi doresc eu și pot să pictez cu el mai mult timp, căci nu va curge niciodată. Așadar îl aplic peste tot unde am nevoie și apoi voi usca la lampă doar. Nu uita, draga mea urmăritoare, de cursurile mele online de pe Patreon, unde am în perioada 1 noiembrie-31 decembrie un curs pe subiectul modele de unghii de Crăciun și unde te invit să te înscrii și tu, să te abonezi. Găsești link în descrierea acestui videoclip sau fixat în primul comentariu. Sunt 3 nivele de abonamente, iar eu sugerez să te abonezi chiar la cel mai mare, unde sunt locurile limitate, iar în acest moment sunt undeva la 19 locuri disponibile. Iar cei din acel nivel, în data de 1 ianuarie, vor intra într-o tombolă ce are ca premiu 5 locuri câștigătoare, câte o ședință gratis în privat cu mine de între o oră și maxim 3 ore, în care poți să mă întrebi tot ce vrei tu legat de unghiuțe. Așa că înscrie-te acum la cursurile mele online din nivelul întreținere și pregătește-ți lista cu întrebări, pentru că, cine știe, poate tu ești fericita câștigătoare dintre cele 5 care vor fi extrase în data de 1 ianuarie. Aplic acum un top mat, după care usuc la lampă. Și dacă te abonezi la nivelul întreținere, ai acces gratuit la nivelul Crăciun, unde în fiecare zi de luni postez un tutorial, un curs cu modele de unghii de Crăciun și vei avea acces gratuit nelimitat la nivelul diverse, unde postez 2 tutoriale cu subiecte diverse în fiecare lună, iar în acest nivel întreținere, de asemenea, 2 cursuri postez și aici, ce au ca subiect întreținerea unghiilor tehnice. Cu același gel paint, gel color negru, pictez un alt glob pentru brad, îi fac și la acesta conturul, nu are importanță să iasă chiar atât de perfect, nici unul celălalt, pentru că apoi mai venim cu alte geluri, cu alte produse peste și nu contează să fie chiar atât de perfecte. Așadar, am încercat să lucrez puțin mai rapid, să nu dureze chiar așa de mult, pentru că știți voi, atunci când facem unghiile clientelor noastre, le-ar plăcea să dureze cât mai puțin, nu mai mult. Draga mea urmăritoare, să știi că mai am 2 locuri libere la cursul de bază de unghii tehnice din 27, 28, 29, 30 decembrie din salonul meu din Bistrița Năsău, unde te aștept și pe tine. Mai sunt 2 locuri disponibile, grupa maximă fiind de 6 cursante. Și de asemenea, în data de 1 ianuarie, vei intra într-o tombolă care are ca premiu un curs gratuit în valoare de minim 400 de lei în anul 2020 alături de mine. Așadar, draga mea urmăritoare, te aștept cu drag la cursul meu de bază, iar pentru mai multe detalii poți să accesezi linkul ce îl găsești în descriere sau fixat în primul comentariu de către mine sub acest video. Linkul fiind de la Facebook-ul meu și te rog să intri în privat cu mine pentru mai multe detalii despre curs. Așadar, te aștept la cursul meu de bază din 27, 28, 29, 30 decembrie 2019, ultimul curs, să încheiem așa pe ultima sută din 2020, un curs de bază cu niște fete superbe.
Draga mea, tot cu același gel negru mi-am făcut și aceste contururi, aceste liniuțe, iar cu gelul 14 Metallic Gold Magic Glitter, tot de la Hollywood Perfect Nails, de pe site-ul Nails Cosmetics, voi folosi acest gel superb sclipicios ca să îmi umplu cel de-al doilea glob de brad cu acest sclipici frumos. Folosindu-mă de aceeași pensulă Nail Art, îl aplic aici foarte, foarte simplu pe această zonă în contur cu negru. Ce spui, draga mea? La care curs te înscrii? La cel de bază din salon sau la cel online cu nivelul întreținere? Ori la care te înscrii, ai foarte mult de câștigat, îți garantez că nu vei regreta și că ori la care te vei înscrie, te vei alege cu informații prețioase și mult mai clare decât aici pe YouTube. Folosesc Ultra Shine Gel Finish No Cleanse de 15 ml de la Hollywood Perfect Nails. Este un finish fără stea de dispersie, de aceea scrie pe el No Cleanse, adică nu trebuie degresat și îl aplic fix cu aceeași pensulă Nail Art, tot de la ei, doar pe model, pentru că restul tipsului vreau să-mi rămână mat. Nu-i așa că e interesant ce am făcut eu până aici? Acum, pentru că nu trebuie degresat, cu aceeași pensulă și cu același gel negru, îmi pictez niște modele peste globulețul meu. De fapt, așa trebuia să fie și celelalte de la cel roșu, însă n-au ieșit așa din păcate, pentru că nu reușisem să memorez modelul liniuțelor. Așa că, e unul așa și unul așa. Autentic. Made by me. Te aștept, draga mea, la oricare curs, cu mare drag abia aștept să te cunosc sau să te afli în breasla mea, să-i spunem așa, sub aripa mea la cursurile mele, oricare alegi, la oricare ai veni, ori online, ori la fața locului în salon, în Bistrița Năsăud. Așadar, nu mai sta pe gânduri. Dacă îți dorești un curs cu mine, hai de acum, anul acesta, pentru că ai șansa să câștigi și acel premiu. Un curs gratuit de minim 400 de lei în 2020 cu mine. Așadar, profită, mai sunt doar două locuri libere. Usuc la lampă, după care mereu usuc la lampă aici pentru că aceste liniuțe vreau să-mi rămână subțirele, subțirele și să nu cumva să se disperseze. Am preferat să usuc 5 secunde la fiecare contur, la fiecare bucată de contur, să-i spun așa. Am tot introdus la lampă ca să se usuce. Așa te rog și pe tine să faci dacă vrei să pictezi ceva de genul acesta, decât să-ți curgă conturul acela negru și să nu mai fie atât de subțire și de pigmentat. Eu prefer să introduc la lampă cât mai des, câte 5 secunde, doar ca să-mi arate foarte ok, foarte profi. Așadar, mereu în lampă. 5 secunde ca să-mi arate modelul frumos. Nu uita, dragă mea urmăritoare, să te abonezi la canalul meu dacă îți place de mine, dacă îți place ceea ce eu postez, cum explic, cum vorbesc, cât de des postez și cum îți răspund la comentarii, absolut orice legat despre mine. Dacă îți place, abonează-te la canalul meu și dă share sau lasă un comentariu, share pe rețelele tale de socializare, Facebook, ca să vadă cât mai multă lume tutorialele mele și să ajutăm cât mai multe fete începătoare sau mai puțin începătoare să facă unghii tehnice frumoase și corecte. Încerc să cresc canalul de YouTube cât mai accelerat. Mi-am propus asta în ultimele luni din 2019. Idealul meu încă din decembrie 2018 ar fi fost ca în 2019 să ating numărul de 50.000 de followers. Însă, la un moment dat am renunțat pentru că eram prea obosită și aveam și alte focusuri, însă mi-am dat seama că îmi doresc totuși acest lucru și în ultima perioadă am încercat să
accentuez postările mele, să postez mai des, tocmai pentru a-mi îndeplini acest țel, însă nu știu dacă voi reuși până la sfârșitul lui 2019 să ating numărul de 50.000 de abonați. Am degresat gelul negru după ce l-am uscat foarte bine la lampă, iar acum urmează să continui cu modelul meu de unghii de Crăciun. Aici îmi încercam să-mi elimin toate firișoarele, scamele lăsate de discheta mea, pentru că totuși acest lucru trebuie să iasă impecabil. Și așadar folosesc Sugar Effect de 10 grame de la Hollywood Perfect Nails de pe site-ul Nail Cosmetics. Este un gel alb pe care se prinde, se lipește, face priză foarte bună orice tip de sclipici ai folosi, de granulație mai mare sau mai mică. Plus că gelul este atât de pigmentat, este foarte, foarte frumos și am impresia că este foarte ok la French, că este pigmentat și că este ok la French, dar îi facem noi proba cât de curând și într-un tutorial, în sensul că eu l-am testat deja, dar vreau să-i fac și să folosesc acest gel și într-o manicură French, nu doar întreg, ca și culoare pe unghie și apoi să torn sclipici. Așadar, Sugar Effect de la Hollywood Perfect Nails de pe Nail Cosmetics, unde, după cum spuneam, dacă în secțiunea comentarii scrii codul Ionela, iar la finalul plasării unei comenzi faci o captură de ecran în care să apară numele tău și totalul comenzii, primești un cadou surpriză în colet. Deci, Sugar Effect, wonderful gel! Ce fac cu acest gel? Iau un sclipici auriu, tot de la Hollywood Perfect Nails, și torn peste acest gel foarte, foarte pigmentat. Sclipiciul este de un auriu finuț, să-i spunem așa, un auriu șampaniu sau nu știu cum se explic exact, dar nu este un auriu din el așa strict ca și aurul, este unul mai light puțin sau mai roze. Vă las link în comentariu sau în descrierea tutorialului în caz că vă doriți. Ce este drăguț la acest clipiț este că este foarte fin și este în cantitate destul de mare. Este o cutiuță de 10 grame, astfel încât, uite, poate observi, sclipiciul meu nu mai cade pe lângă și nu mai am nevoie să mă chinui cu hârtiuța, să torn sclipiciul înapoi. Iar acum o folosesc de super pește, super periuță, pămătuf pește. E foarte drăguță periuța asta, pomătuful ăsta, și aș prefera să-l folosesc doar la desclipicit, pentru că e atât de drăguțică și consider că trebuie să aibă și ea rolul ei în salonul meu, așadar o voi folosi doar la desclipicit și continui în cealaltă parte sau părticică a acestui glob. Pur și simplu aplic din nou Sugar Effect, gelul acesta alb pigmentat, după care voi pune din nou sclipici. Draga mea urmăritoare, ne apropiem de tutorialul, de finalul tutorialului. Am știut atât de bine poezia încât uneori nici nu mă mai gândesc ce spun. Deci ne apropiem de finalul tutorialului, așadar îți mulțumesc că ești alături de mine, îți mulțumesc că mă susții și că mă placi, căci altfel nu ai fi alături de mine. Și nu uita, draga mea, că eu ceea ce sunt datorită ție. Dacă tu nu ai fi, eu nu aș fi aici și nu aș fi ajuns aici. Aș exista, dar nu aici. Așadar îți mulțumesc și nu uita să distribui tutorialele mele pe rețelele de socializare ca să vadă cât mai multă lume și poate totuși până în 31 decembrie 2019 mă apropiu cât de cât de numărul de 50.000 de follower pe canalul meu de YouTube. Iar dacă nu, nu-i nimic. Anul viitor cu siguranță voi bifa acest număr. Și cine știe, poate anul viitor, postând mai des, mă veți ajuta să ajung la numărul de 100.000 de abonați pentru un an, adică 50.000 de abonați într-un an. Știu că am un target mare, să zic așa, asta deși într-o lună, cea mai bună lună, mi-am reușit să adaug 2.000 de abonați, asta însemnând în 12 luni, 2.400 de abonați, deci 100.000, cam slabe șanse. Dar eu totuși țintesc cât mai sus și, de ce nu, poate se va întâmpla și acest lucru, pentru că tot datorită vouă se va întâmpla și acest lucru. Nu uita, draga mea, să te abonezi la canalul meu, să distribui, să dai un like și chiar share
Aștept și comentarii de la tine să-mi spui ce ai dori să vezi pe viitor. Apropo, să vin și cu un tutorial cu construcție de unghii tehnice cât mai curând, pentru că în sondajul de pe pagina mea din secțiunea comunitate, asta a ieșit cu un scor mai mare decât restul. Întrebarea fiind ce dorești să vezi până de Crăciun, modele de unghii de Crăciun sau construcție sau întreținere. Și scorul era foarte strâns între modele de unghii de Crăciun și construcție pe șablon. Așadar, modele de unghii de Crăciun oricum v-aș fi arătat pentru că suntem în perioada Crăciunului și atunci o să vă arăt și o construcție cât de curând posibil. Așadar, stai aproape de mine ca să vezi cum se face o construcție în cele mai noi tehnici ale anului 2019 spre 2020. Aproape că am terminat acest model, însă vreau să mai adaug un picuri peste, să zicem așa, globurile astea două mici negre, pentru că totuși nu există globuri negre. Nu știu de ce, așa era în model, dar mie mi s-a părut că nu dă bine și am preferat să pun și aici puțin sclipici. Așadar, aplic sugar effect și aici ca să pot să lipesc, să torn, să presar apoi sclipiriciul să rămână acolo presat și lipit bine. Draga mea urmăritoare, îți mulțumesc din tot sufletul meu și îți urez numai fericire și numai bine și nu uita să zâmbești, pentru că zâmbetul e singurul lucru, gest sau sentiment care putem să-l avem, să-l oferim sau să-l primim sau să-l avem, pentru care nu dăm impozit la stat, nu dăm taxe și impozite și nu ne oprește nimeni să zâmbim. Nici măcar cei cu care ne certăm nu ne pot opri să nu zâmbim. Mai mult de atât, nu pot să-ți urez decât să zâmbești și să fii fericită și iată, am terminat acest model de unghii tehnice, model de unghii de Crăciun. Te pup, draga mea, să ai grijă de tine până data viitoare, ne vedem curând, stai aproape, pupici, 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 pupici.